už Renato Usatăi, colegiul penal, în cauza cu numărul 10R309 din 2017, decide respinge ca inadmisibile recursurile avocaților Ion Cerga, Anatol și Angela Estate, în numele peticionarului Renato Usatăi, declarat împotriva încheierii judecătorii Chișinău în 5 aprilie 2017, adoptate potrivit prevederilor articolului 330 Codului Procedurii Penale. Și în cauza Renato Usatăi, colegii penal, călăzindu-se de articolul 447-449 Codului Procedurii Penale, decide respinge recursul comun al avocaților Ion Cerga, Anatol și Angela Estrate, în numele lui Renato Usatăi, declarat împotriva încheierii judecătorii Chișinău, din 28 februarie 2017, adoptate potrivit prevederilor articolului 313 și Codului Procedurii Penale. Deciziile sunt irevocabile. Colegiu. Astăzi, colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a menținut încheierea judecătorului de instrucții Postica, prin care s-a respins contestațiile apărării lui Renato Usatăi, în ceea ce ține de declararea nulă a ordonanței Procurorului General cu privire la reluarea sau redeschiderea procesului penal clasat în baza articolului 190 alineatul 5. Deci noi considerăm că este o decizie ilegală. Deci am folosit toate căile interne de atac și neapărat următoarea cale este CEDO. Însă ținem să atragem atenția că în 5 cauze similare, același colegiu a menținut încheierea judecătorului instrucției Râșcanovca, prin care au fost declarate nule ordonanțele Procurorului General, având ca motiv aceleași derogări de la lege invocate de către noi în cauza penală a lui Renato Usatăi. Prin urmare, avem o tratare diferențiată într-un caz și în a doilea caz. Deci, ne pare rău, sigur că, pentru această atitudine de către instanța de recurs, dar cred că Curtea Europeană își va expune verdictul în această ilegalitate și această diferențiere între cauzele penale.